să particip la festivitatea deschidere a anului școlar la această unitate de învățământ. Primăria Târgoviște este alături de această unitate de învățământ și la acest moment avem proiectarea pentru unul dintre cele mai importante, una dintre cele mai importante investiții din municipiul Târgoviște. Este vorba de modernizare, reabilitare și extindere școala numărul 8, această unitate de învățământ. Lucrările vor viza reabilitarea integrală a corpului de clădire existent, extinderea sălii de sport, de asemenea vom avea un laborator de fizică-chimie, laborator de informatică, laborator de biologie, un cabinet de limbi străine. Terenul de sport va intra în reabilitare și va fi acoperit cu un material sintetic. Toate acestea pe fonduri europene, Program Operațional Regional 2014-2020. Lucrul acesta nu se va întâmpla imediat, este vorba de o investiție foarte, foarte mare, dar investiția a fost demarată, a fost aprobată în Consiliul Local și urmează să se implementeze. Sper că v-am dat vești bune. În final, vă urez succes în acest an școlar, deopotrivă elevilor, cadrelor didactice, părinților. Să ne vedem sănătoși și la anul. Doamne ajută! Președintele Consiliului Județean, domnul Țițianu, partenerul nostru în numeroase proiecte. Mulțumesc, doamna director. Am venit și eu cu mare bucurie la deschiderea anului școlar. Vreau să vă asigur că Consiliul Județean este și va fi partenerul dumneavoastră în proiecte care privesc activitatea de tineret și de sport. De asemenea, vă asigur că în calitate de președinte al Consiliului Județean voi încerca să fac ceea ce am făcut timp de 4 ani, adică infrastructură, drum, apă, canal, școală, spital, tot ceea ce este necesar pentru ca cu toții să avem satisfacția petrecerii activităților noastre într-un mediu care să fie prietenic. Îi felicit pe cei care sunt și pe cele care sunt cadru didactic la această școală pentru rezultatele obținute. Le mulțumesc părinților pentru efortul pe care îl fac să-și trimită copiii la școală în condiții care nu sunt totdeauna foarte ușoare. Îi felicit pe copii pentru efortul pe care îl fac să învețe carte și vreau să vă spun tuturor că educația este bunul cel mai de preț. Fără școală, fără educație, nu avem nicio șansă. De aceea, rugămintea mea este să ne pregătim temeinic într-o societate în continuă schimbare și care generează provocări permanente pentru toți. Să fie într-un ceas bun, succes în noua an școlar! Le mulțumim, partenerilor!